cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața la cafea de dimineață. Evident, 8 și 31 de minute, am întârziat un pic. O să și reglez un pic imaginea ca să ne dea un pic mai jos, așa că suntem prea sus cu capul acolo. Dar nu-i problemă. Deci, cafeaua de dimineață, așa cum am anunțat, invitat în studio, Daniel Harpa, președintele PSD Neamț. Intrăm fără multe direct în subiect, pentru că e timpul, e pe bani, cum s-ar spune în România. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Trebuie să spun, ca să înțelegeți de ce am întârziat un minut, era să nu facem emisiune din cauza unui mic accident, ca să spunem așa, dar trecem peste. Mi-ați dat de lucru de dimineață, domnul președinte, dumneavoastră și partidul dumneavoastră. Am găsit în mailul redacției un comunicat care, să vă zic eu, ne deschide discuția. Am văzut că aveți 3 candidați noi la primar în 3 localități, importante fiecare în felul lor, dar 2 dintre ele importante și prin numărul de votanți. Alexandru cel Bun și Borlești. Deci, dacă aș începe eu, deci Partidul Social anunță că a stabilit candidații pentru funcția de primar în alte 3 comune ale județului. Și de aici vă las pe dumneavoastră să ne spuneți cine, ce, cum și de ce. Da, în primul și în primul rând este normal să intrăm în linie dreaptă. Deja am și intrat cu viitorii candidați sau viitorii primari din cadrul organizației noastre. Sigur, regula de aur, regula de bază a Partidului Social Democrat e ca actualii primari în funcție să candideze la un nou mandat, dar avem și 3 excepții, așa cum a spus, Comuna Borlești, Comuna Alexandru cel Bun și Comuna Dochea. Aici sunt 2 excepții datorită faptului că avem 2 președinți de organizație, la Borlești pe Vali Puică și la Dochea pe domnul Păduraru. Iar în cursul celor 4 ani de zile, actualii primari nu au reușit să convingă biroul local pentru a-i susține în continuare la un nou mandat de primar. Și aici mă refer la domnul Mutu și la domnul Iacob de la Dochea. Ăsta a fost motivul pentru care... N-au intrat în relații, cum să spun eu... Consilierii locali nu au fost, de fapt, biroul local nu a fost de acord cu o nouă candidatură. Bine, este și normal, Vali Puică este președintele de organizație și așa cum a fost înțelegerea cu 4 ani, trebuia să revină să candideze, iar dincolo la Dochea, aceeași problemă, fostul primar, domnul Păduraru, fiind și președinte de organizație, era normal să fie susținut de consilierii locali, în primul rând. La Alexandru cel Bun, așa cum știți, avem candidat pe actualul primar, pe domnul Ioan Rotaru. Ceea ce vreau să... Bine, profităm de faptul că m-ați chemat astăzi aici. Partidul Social Democrat niciodată nu a intrat în casa omului cu forța să convingă candidați de la alte partide să vină spre noi. Sunt câteva cazuri punctuale unde primarii cu experiență își doresc și au dorit din tot sufletul să vină în echipa noastră, pentru că suntem un partid social-democrat, suntem, eu știu, angrenați spre binele cetățenilor și se simt mai confortabil acești primari care au venit spre noi. Domnul președinte, domnule primar și domnul de la Rozu, că sunteți primar pe funcție, da, la Târgu Neamț. Domnule președinte, când vine un primar, gen Ion Rotaru, bate la ușă, da? Bună ziua, știți, eu sunt Ion Rotaru, am candidat acum
4 ani la PNL, acum 8 ani la PSD. La PSD și acum a revenit. Și acum acasă. Am revenit. Primiți-mă. Îl primiți, cum să zic eu, fără condiții. Păi nu, odată ce am hotărât împreună cu colegii mei din biroul județean să-l primim, exemplu, pe domnul Rotaru sau pe domnul... Bine, sau domnul Pavel. Pavel de la Rosnov, ne-am uitat și pe niște sondaje care le avem. Și este clar, bine, și nemulțumirile lor au fost înțelese. Ei când vin, ce spun? Domnule, vreau să vin la voi, că dincolo nu mai place. Nu se mai regăsesc în echipa... Acum... Eu vă întreb cinstit acum. Și dacă asta nu se mai regăsesc, cum să vă spun eu, din cauza finanțărilor care trebuie să fie asigurate pe anumite feluri. Păi, am văzut și la dumneavoastră. Vorbesc de finanțări, de proiecte, programe și alte lucruri. Adică sunt supărați că nu li se acordă. Nu, trebuie să existe o supărare, există clar din partea primarilor care au venit spre noi și care vor mai veni, din ce știu eu. Dar în primul și în primul rând, dau exemplul domnului Rotaru, și-a dorit din tot sufletul să revină în partidul unde a candidat acum 8 ani de zile. A găsit înțelegere la noi vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă finanțări și acum vrem, nu vrem, trebuie să recunoaștem că președintele Partidului Social Democrat este premierul României. Adică vorbim din această postură. Relația dintre premierul României și primarii noștri din țară. Și sigur s-au gândit că odată ce ai la conducere premierul din partea Partidului Social Democrat, sigur vor veni și ceea ce doresc ei cu privire la finanțări, ajutoare la comunele respective. Dar una peste alta, în primul și în primul rând, am ales oameni de valoare și oameni care interesează, au experiență în primul rând, și în primul rând în administrație locală, dar care interesează comuna pentru a o dezvolta și a-și duce la îndeplinire tot ceea ce înseamnă proiecte inițiate, începute. Mă uitam acum pe niște liste. Alexandru cel Bun, primarul Ion Rotaru, acum 4 ani a obținut 1013 voturi. Da. Adică 40, aproape 46%. Și la Borlești 1571, Dochia, nu mai avem Dochia. La Dochia 369 de voturi. Nu, 529 de voturi a obținut. Da, primarul. Așa cum am spus, pe Dochia și pe Borlești a fost o situație mai delicată din cauza problemelor care le-au avut președinții de organizații. Bun, de fapt actualii candidați. Ați spus că e posibil să mai vină și alții? Eu nu ascund faptul că n-am avut discuții și cu alții primari cu experiență în administrație. Dar, repet, niciodată, nici eu, nici colegii mei din partid nu vom intra cu forța în curtea altui partid. Dar discuții sunt tot din cauza unor nemulțumiri generate de modul cum administrează celelalte partide sau eu știu ceilalți lideri relația cu primarii. Eu vă spun lucrul acesta că și eu am 3 mandate de primar și știu ce înseamnă să ai o discuție vis-a-vis de finanțări, păi vis-a-vis asta de relația cu președintele de partid. Da. Asta v-am întrebat. După mine, cheia și lăcata discuțiilor, cam pe acolo se duce. Sigur. Cam pe acolo se Ar duce. Fi multe de spus, dar cert este că foarte mulți primari vor să vină spre noi, ceea ce înseamnă că este un lucru îmbucurător. Dar, repet, primarii noștri în funcție vor fi candidați 100% pentru alegerile din 2024. Adică să nu crede cineva că vom înlătura un primar în funcție și vom aduce alt primar de la alt partid. Exclus. Mai sunt câteva localități unde sunt discuții punctuale. Deci din câte îmi dau eu seama, practic cele două excepții de astăzi pe care le-ați anunțat, da, ar fi cam singurele dacă singurele nu renunță excepții. Cineva. Dacă, Doamne ferește, se răzgândește un candidat primar sau nu funcție, pleacă niciunul. Sau
dacă nu e mulțumit de ceea ce se întâmplă la noi în organizația județeană... Vă așteptați la așa ceva? Nu. Asta nu înseamnă că nu au primit oferte, dar s-a văzut clar... De fapt, un exemplu destul de clar este primarul de la Rodnu. S-a văzut clar cum a procedat și pentru ce a venit spre Partidul Social Democrat. Da, el are... Da, au început multe mesaje apropo de Comuna Alexandru cel Bun, de domnul Rotaru. El a avut acolo o opoziție foarte coerentă mult timp din partea unor oameni. Acum să sperăm că rațiunea domniei sale va învinge și va reuși să intre într-un dialog cu toată lumea dacă candidează. Vă garantez că va avea sigur sprijinul colegilor noștri din Partidul Social Democrat, colegilor existenți acolo, și aici mă refer la consilieri locali, și va face echipă. Eu asta spun, sper să ca rațiunea să învingă și să și sunt multe lucruri să se schimbe modul de comunicare la Alexandru cel Bun. Asta ar fi prima chestiune. Sigur, își va schimba și modul de comunicare. Să mergem mai departe atunci, dacă tot am... Harpa, eu intre pe toți cei care vin la emisiune la mine, de la PNL și PSD. Am întrebat-o și pe doamna Șoșoacă, dar la ea e altă poveste. Ea a răspuns simplu și era de răspuns. Președinte, ce se întâmplă cu... Cum se cheamă? Alegerile comasate. Mai sunt comasate sau avem numai alegeri locale? Sunt comasate. Avem alegerile europarlamentare plus alegerile locale. Nu, eu nu știu, adică trebuie. La alegerile europarlamentare este clar că mergem în coaliție, la alegerile locale, așa cum e în toată țara, așa cum sunt mare parte din județele din România, vom merge pe liste separate. Abia aștept un meeting comun. La europarlamentare este posibil. PSD, meeting comun și două meetinguri mai mici. Adică unul mare la europarlamentare, unul al PSD-ului pe locale și unul al PNL-ului pe locale, în aceeași locație. Se termină ăla de la europarlamentare, după aceea încep celelalte locale. Vă dați seama, și primarii noștri, totuși în județul Neamț, avem 45 de primari PSD. Nu își doresc... niciodată o alianță cu partenerii noștri de coaliție. Primarul în funcție este primar în funcție. Vorbim de primar cu 4, 5 mandate, 3 mandate. Și eu să candidez la Târgu Neamț ca primar, nu mi-ar conveni să munca mea de 12 ani să o împart în două cu partenerii de coaliție. Asta nu înseamnă că nu am putea să discutăm pe anumite proiecte sau pe anumite chestii după alegerile locale. Am înțeles. Vrei, nu vrei, coaliție vom face după alegerile locale, cum se discută și la nivel național, așa va fi și la nivel județean și local. Deci eu m-am lămurit. Comasate avem, dar mai mult locale decât europarlamentare va fi, probabil. Mine mă interesează să câștigăm județul Neamț cu un procent cât mai mare și așa se va întâmpla. Mă interesează să câștig Consiliul Județean. Așa cum am spus, după data de 9, ne așezăm la masă și facem coaliții, facem astfel încât să funcționeze atât Consiliul Local, cât Consiliile Locale, cât și Consiliul Județean. După data de 9, președintele Consiliului Județean, în persoana mea, va discuta cu tot ce înseamnă partidul de politice. De fapt, așa cum am făcut și în administrația locală de la Târgu Neamț. Am terminat alegerile. Terminăm alegeri și ne apucăm de treabă. Sunt multe lucruri de făcut în Neamț, începând de la spital, apă și multe alte proiecte. Sunt lucruri de făcut. Acum, eu nu vreau să discut în emisiunea asta despre moștenirea grea sau ușoară pe care o aveți, dar aveți o moștenire grea, chiar pe zona pe care o reprezentat, zona Târgu Neamț, cu apa. Și aici trebuie cumva... Lucrurile s-au așezat. La zona Preotești, Târgu Neamț, acolo unde există problema cu apa, de fapt există o problemă cu debitul apei,
Consiliul Județean deja a dat drumul la procedura de achiziție. Pe un tronson unde trebuie schimbată acea țeavă și înlocuită cu un debit mai mare. Așa că lucrurile se mișcă foarte, foarte repede, inclusiv la Târgu Neamț. Mai sunt probleme la Român, și acolo se vor mișca. Una peste alta se vede clar o schimbare în bine de când la conducerea guvernului este premierul Marcel Ciolacu. Și eu am garanția și încrederea că se va pleca spre județul nostru și ne va ajuta. Comparativ cu fostele guvernări, tip Cioloș, să știu care au mai fost, unde știm cu toții ce dezastru a lăsat în urmă. Da, așa este. Acum, privind în jur, care va fi la locale competitorul principal din punctul dumneavoastră de vedere? Vă așteptați la vreo surpriză? Nu, cel mai important. Așa, dacă te uiți la prima vedere, spui, ne batem cu PNL-ul. Da. Dar eu, cu tot respectul... Eu zic că ne batem cu AUR. Dacă sondajele care le avem și care le-am primit la nivel național, eu zic că pe locul 2, astăzi când vorbim, este AUR. Inclusiv la vot politic. Da. La vot politic. Vă avantajează sau nu o candidatură a domnului Lavric? Am văzut, cred că la emisiunea la dumneavoastră, da, nu știu, am și-a anunțat candidatura. Eu repet, și am mai spus, mai spun, ori de câte ori am ocazia. Una este să vii cu o experiență în administrația locală, 3 mandate cum am eu de primar, și alta este să vii undeva de pe un scaun de parlamentar și să faci administrație în județul Neamț. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar cam ăsta este adevărul. El a avut un discurs corect, domnule, zice, da, eu nu știu sigur. Administrație, învăț, că nu-i mai greu să înveți, nu-i mai greu decât să traduci din Heidelberg sau ceva de genul. Așa este. Deci, discursul este... Eu nu am nimic, nici nu cunosc pe domnul senator, eu urez mult succes, numai că eu zic că avem un atom plus, dat fiind experiența pe care o am în administrație. Și nu numai eu, și echipa care o am deja schițată pentru Consiliul Județean. Bun. Ce facem cu anunțarea candidaturii la Piatra Neamț? Că eu am citit în presă, bacă s-o anunțat, bacă s-o stabilit, bacă nu s-o stabilit, bacă se va stabili, bacă e stabilit de nu știu când. Deci, care e situația aici? De când s-au mutat în sediu, în alt sediu, nu mai există... Nu, e scurs. Eu am avut o întâlnire, de fapt, în fiecare zi, Adrian Niță cu domnul Chitic, cu echipa care funcționează acolo la municipiu, fac întâlniri cu reprezentanții OSV-ului. Și am fost și eu la 2 întâlniri, dacă nu mă înșel, cu organizații din secții de votare. Da. Am fost la 2 întâlniri cu reprezentanții a 2 OSV-uri și, într-adevăr, am discutat de eventuala candidatură a domnului Chitic sau a domnului Niță. Dar asta nu înseamnă că am ieșit cu un comunicat de presă și gata, astăzi am anunțat candidatul. Este posibil să avem candidat pe Adrian Niță sau este posibil să-l avem pe Dragoș Chitic. Ceea ce mă interesează pe mine și chiar îi felicit că au format o echipă foarte, foarte, foarte bună. Începând de la Dragoș Chitic, Adrian Niță, directorul de la Torre Buzu, domnul profesor, nu știu cum îl cheamă, oricum au o echipă foarte, foarte bună și închegată. Și chiar... Domnul Oniciu, probabil. Nu, Ocechi la PNL, scuze. Nu. Da. Echipa este super, super bună și vor face o surpriză plăcută la Piatra Neamț. Domnul președinte, ați spus doar 2 nume. Atâtea rămân? Atât. Din ăștia 2? Sigur. Nu apare și al 3-lea pe turnantă? Nu. Eu mă gândeam că tot suntem în martie, mai apare vreo doamnă, ceva. Nu mai avem timp, gata. Mai avem 3 luni. Nici 3 luni nu mai avem până la alegeri. Gata. Care sunt șansele, domn primar, dacă se alege un candidat comun? La municipiu? La București. La primăria capitalei. La primăria capitalei. De acolo în jos să zic, bă, dacă tot ne-am înțeles la București, hai să punem cărțile pe masă și să vedem. Una ție, una mie, una la AUR. Una mie, una ție, două, una la AUR. Sigur,
Sub poziții sunt multe, dar... Eu nu vorbesc despre poziții. Eu zic, care sunt șansele? Nu cred că vom avea noi șansă. De fapt, nu șansă. Vom hotărâ noi, ca la neamț, să avem candidat la Piatra de la Comun sau la Roma sau la Consiliul Județean. Eu stau și mă gândesc așa. Oamenii ăștia care vor stabilitate multă, că așa de-aia facem comasate ca să ne stabilizăm, s-ar putea să zic că la un moment dat, noi știi care e treaba? Ia hai, ca să nu mai fluturăm în stânga și în dreapta, ia hai așa, ne conservăm fiecare ce avem și unde nu avem ne batem. Adică, are PSD-ul CJ-ul, ia-ți CJ-ul, are PNL-ul Piatra Neamțu și Roman, mai sunt și băieți buni acolo, ha, luați acolo. Eu am fost la alegerile organizației județene Iași chiar sâmbătă, unde a fost prezent premierul României, domnul Ciolacu, cu secretarul general, cu câțiva miniștri și am discutat inclusiv situația la ceea ce spuneți dumneavoastră vis-a-vis de alegerile locale. Este exclus să face vreo coaliție sau vreo înțelegere cu partidele politice la Neamț. Ne vom bate singuri. PSD-ul este cel mai mare partid din Neamț, este cel mai mare partid din România și ceea ce pot eu garanta că am susținerea premierului României. Și de aici plecăm cu tot ceea ce înseamnă politică, candidaturi și strategii. Deci exclus la momentul de față a face alianțe cu alte partide. Deci avem la nivel local. Deci avem doi candidați la Piatra, posibil, adică nu, candidați pentru candidatură. Adrian Niță și Dragoș Chitic. Ce faceți în situația în care domnul Dragoș Chitic spune, domnule, eu chiar nu vreau să candidez, eu vreau la CJ, și domnul Adrian Niță spune, eu nu mai candidez, că, nu știu, încep să-mi placă metalele prețioase sau poate m-am lăsat de politică. Avem cadre de rezervă. Să nu-și facă nimeni probleme că PSD-ul nu are cadre de rezervă, inclusiv pentru primăria Piatra Neamț. Dar nu se întâmplă acest lucru. Dragoș Chitic va face echipă cu Adrian Niță și invers și vom vedea care... Cred că într-o săptămână vom anunța candidat. Deci să înțeleg că vine sondajul. Sondajul este venit. Mai avem câteva lucruri de pus la punct vis-a-vis de organizare și de strategie. Deci, dar vom avea, cred că într-o săptămână vom avea și vă promit că viitorul candidat va veni la dumneavoastră în emisiune. Eu îl chem, dar numai să vină, că nu știu dacă agrează unii. La Roman aveți candidat? La Roman avem candidat. Sigur? Și echipă. Sigur aveți candidat la Roman? La Roman Micu, dacă este nu de fapt, eu aveam încredere în Lucian și îl știu de... Am lucrat cu dânsul când era și viceprimar și chiar am o relație de prietenie cu domnia sa. Da, Lucian știe administrație, știe ce trebuie să facă la Roma și vă spun că la ceea ce s-a întâmplat și la modul cum au început oamenii din Roman să gândească, este normal să gândească așa vis-a-vis de... Eu n-am nimic, tot respectul pentru domnul Leoreanu, dar oamenii sunt nemulțumiți odată, cred că prin 2016 a candidat la primărie și a lăsat... Și a plecat. În toamnă a plecat spre București. Credeți că omul de rând iartă acest lucru, ceea ce posibil să se întâmple și anul acesta. Din ce văd eu la Lucian Micu și din echipa care și-a făcut-o, Lucian va câștiga 100% primărie. Văd foarte mulți oameni veniți din dreapta. El totuși a fost viceprimar o perioadă bună, după aia a fost primar o perioadă. Știe administrație, știe orice loc din Roman unde sunt probleme și discută cu oamenii. Adică face politica de la rădăcină, de la firul ierbii. Nu l-am văzut niciodată să... Bine, folosim și Facebook și rețelele de socializare, dar Lucian merge din casă în casă, din apartament în apartament și discută cu oamenii. Și îl cunosc oamenii. Am văzut, a organizat acum o adunare de 8 martie, fără comentarii. Aproximativ 350-400 de oameni și am văzut că îl iubesc rămașcanii. Asta e un lucru îmbucurător pentru mine și pentru noi cei care suntem în conducerea partidului. Da. Mă uitam acum, dacă tot vorbim de alegeri și de asta, mă uitam un pic să văd și dumneavoastră și domnul Lazar,
de la PNL. Domnul Lavric n-are treabă că el n-a candidat. Deci el nu a avut oameni care să obțină rezultate la județ. Veniți și candidați în urma unor persoane care fiecare și-a pus amprenta pe partid, pe fiecare partid. Deci dumneavoastră după Ionel Arsene, Lazar, domnul George Lazar, după Mugur Cosmanciuc. Chiar sunt curios să văd dacă rezultatele pe persoană fizică vor fi mai bune în cele două cazuri, pentru că acum 4 ani a fost o bătălie, ca să spunem așa. Unii spun că a fost o bătălie mai voalată, alții spun că a fost o bătălie pe bune. Cert este că au fost niște rezultate și de o parte și de alta. Eu diferență... acum 4 ani făceam parte tot din Partidul Social-Democrație. Știu cum s-a pus problema și cum s-a lucrat pe strategie în primul și în primul rând. Da, e o întrebare interesantă. Dar e o diferență, de fapt nu e o diferență, da, este o diferență între actualii actori sau actualii artiști. Protagoniști. Protagonii, da. Adică între dumneavoastră și domnul Lazar. Da, e o diferență. De vârstă, comparativ în primul cu, rând. Comparativ cu fostul președinte de Consiliul Județean cu Ionel Arsene și cu domnul Cosmanciu. Va fi interesant. Și din punctul ăsta de vedere, va fi interesant și la numărul de primari pe care îi va obține cele două partide. Va fi interesant să vedem dacă AUR va reuși să obțină vreun mandat de primar undeva. Va fi interesant să vedem dacă USR-ul își va mai menține vreun, va mai obține vreun mandat de primar. Toate astea sunt lucruri interesante. Este posibil să avem, din ce știu eu, din ce am văzut, să avem primar AUR, să avem primar, cel puțin un primar USR. Să avem un primar USR? Eu așa zic. Asta înseamnă că cel de la Săboani rămâne la USR. Ca altă parte nu văd. No, mai sunt localități unde USR-ul încă stă bine. Mai sunt. E probabil localitatea natală a domnului Bulai. Și acolo, și la Ghereiești. Da. Dar oricum, politica actuală de anul acesta și alegerile de anul acesta vor fi mult, mult diferite. Care este față de celelalte? Care este targetul pentru doritorii la parlamentare? Deci sunt mulți doritori. Toată lumea își dorește să ajungă în Parlamentul României. În PSD cu atât mai mult. Nu, și în PNL, dar și în PSD foarte mulți își doresc să... Există un target pentru cei care vor să se înscrie pe această listă? Adică, băi, ai o zonă, ai în județ. Noi mergem pe fostele colegii, pe cele 8 colegi. Există un target, adică clar că nu o să mai fie... Dau un exemplu. Eu conduc, nu eu, am coordonator pe colegiul 7. Da, pe colegiul, zona mea. De la mine, de acolo. Dacă coordonatorul pe colegiul 7 va ieși pe locul 1, va fi pe locul 1 la Parlament. Deci... Dacă coordonatorul pe Roman va ieși pe locul 8, pe locul 8 sau pe Valea Munte sau... Asta este după rezultate, după care se duce lista la București, se întoarce? Nu, eu vă spun că premierul României este un tip foarte corect și ne lasă pe fiecare președinte de județ. De fapt, eu nu fac de capul meu, împreună cu biroul județean, să ne organizăm inclusiv pentru parlament. Dar mai este mult până la parlamentare. Nu, pe mine mă interesează... Regula clară este cine este pe locul întâi în colegii, din cele 8 colegii, ăla va fi coordonator, va fi candidat pe locul întâi la parlament. Clar. Asta. De când v-am întrebat ce se întâmplă dacă domnul Chiting nu vrea și domnul Niță zice nici și el nu, tot încerc să mă gândesc ce variantă B ar avea PSD-ul. Avem și varianta aceea. Nu, dar eu mă gândeam că ce interesant ar fi PSD-ul în cazul ăsta. Eu nu... Să vină din nou cu Răzvan Cuc să candideze la Piatra Neamț. Nu, e scurs. Răzvan Cuc este senator, se ocupă de colegiul 8 de Valea Muntelui și chiar își face treaba. Vedeți cum obțin eu răspuns? Da, nu, e scurs. Da.
Dar își face treaba cum trebuie. Răzvan Cuc pe Valea Muntului. Și candidați, ia candidații la primărie, unde nu aveam candidați, i-a stabilit și sondajul a terminat și echipa și-a făcut-o pe zona Valea Muntului. Chiar își face treaba. Eu, spre deosebire de alții, am spus că Răzvan Cuc, având în vedere situația de atunci, a obținut un, un rezultat și politic, foarte bun. Așa este. Și de aceea mă gândeam, asta a fost logica, că ar avea pe ce să construiască. Da, este altă poveste, nu face obiectul. Au construit chiar bine. Domnul Chitic și cu domnul Niță. Domnul Dragoș cu Adrian, da. Da. Și construiesc în continuare. Au terminat ședințele pe fiecare organizație, pe fiecare secție de votare organizație și acum am început să aibă întâlniri cu, pe categorii de vârstă, pe categorii de persoane. Chiar aseară, dacă nu mă înșel, a avut o întâlnire cu vreo 200 și ceva de oameni în Piața Neamț. Întrebare. Ați spus de mai multe ori că la un moment dat a fost o discuție cu unul sau doi parlamentari de la PNL. De fapt, doi parlamentari din alt partid, n-ați spus, de la PNL. Da. Mai există aceste discuții? Sigur. Și mai există posibilitatea ca vreun parlamentar să spună, precum Ion Rotaru, cioc, 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 bună ziua, am venit și noi, am venit și eu cu echipa mea? Rețineți, cu echipa mea. Nu e exclus. Într-adevăr, discut, chiar și ieri am discutat cu doi parlamentari, inclusiv o colaborare politică, cu doi parlamentari de la alte partide. Nu este exclus și această ideea dumneavoastră să... Dar nu e ideea mea. Eu v-am întrebat pentru că eu am preluat din ce ați spus. Sau știrile pe surse, spun clar. Da, am o relație destul de bună, prietenească cu doi parlamentari sau de amiciție, să-i spunem, presupune care ca și-ar dori să vină spre noi. Ce-ar presupune ca cei doi parlamentari, sau unul dintre ei, sau un parlamentar să vină spre dumneavoastră? Ar presupune ce? Asta ar influența cumva și la nivel de coaliție la București ceva? Sau nu ar pune piedici? Noi ne organizăm în județul nostru cum știm că este mai bine. Da, dacă cel puțin unul dintre cei doi parlamentari ar vrea să vină spre noi, obligatoriu trebuie să vină cu echipă. Și eu îi primesc, nu eu, noi cei din Partidul Social Democrat, primim membrii noi, dar oameni de valoare și oameni serioși. Nu aducem așa de dragul de aduce în partid membri. Și dacă vine un parlamentar nou în PSD, el cum se înscrie în competiția pentru un loc în Parlament? Va prelua un colegiu, probabil. Va fi împreună cu cineva într-un colegiu. Da, n-am discutat asta. Nu, eu vă întreb pentru că sunt obligat să întreb lucrurile astea și chiar sunt interesante. Nu am discutat viitorul parlamentarilor actual, dar ce este cert este că foarte mulți vin spre noi. Acum, mi se pare mie sau este o tendință la nivel național. Primarii sunt niște personaje care de obicei simt, nu mirosul de sânge, simt cam cum merg lucrurile. Cum pot face mai bine? Și cum să aducă banii spre comunitate. Și atunci ei își fac un calcul simplu. Băi, zice, acolo e viitorul. Hai. Și parcă s-a dat așa un semnal. În mai multe județe. Este clar, în următorii 10 ani sau următorii 8 ani de zile, Partidul Social Democrat va conduce guvernul. Clar. Că avem primii 4 ani premierul nostru, că se vor înțelege după ca și data trecută. Dar ce este clar, de 7 luni sau 8 luni de zile de când este domnul Ciolacu premier, s-a văzut clar o schimbare în bine. Începând de la, inclusiv când am fost la Iași sâmbătă, s-a discutat de primul spital regional, semnat contract la Iași. Nu răsuciți pumnalul în rană, domnul primar. Nu, dar de ce s-a semnat? E foarte bine că s-a semnat la Iași, dar noi mai avem un precedent cu Iașul. Nu se compară. Lăsați că eu aștept să se semneze ceva la Piatra Neamț. Se semnează și la Piatra Neamț. Vă garantez eu că se va semna și la Piatra Neamț
contractul de finanțare a spitalului. Dar eu vă spun ce a făcut asta premierul. Nu, am înțeles, e foarte bine. Nu pot să neg niște lucruri. Autostrada 8, autostrada 7 unde se lucrează. Se merge, se lucrează pe autostrade, da. Pe autostrăzi. Da. Să vedem cum și cât și dacă se respectă termenele. Asta este unul dintre motivele pentru care primarii vin spre noi. Se vede clar că s-au mișcat lucrurile. Începând de la infrastructură până la inclusiv la mărirea pensiilor și salariilor. Acum, să ne întoarcem la origini, ca să spun așa. Pe la Târgu Neamț ce mai e? Că sunteți încă primar pe funcție. La Târgu Neamț, șantier. Șantier total. Blocurile de pe centrul orașului au intrat în reabilitare. Am terminat procedurile de achiziție la spitalul vechi, la cele două secții interne și ginecologie, un proiect din 2018 depus abia acum se văd rezultatele, un proiect de 8 milioane de euro. Constructorul deja a venit. Deci o reabilitare practic totală. Modernizare, reabilitare și dotare. Deci este un proiect depus de mine în 2018 la Compania Națională de Investiții. Tocmai de asta, la fel, mă repet cu motivul pentru care vin primarii spre noi. Da, s-au mișcat lucrurile. Deci în 2018, când nu aveam nicio șansă atunci la finanțare, acum am avut șansa la finanțare și s-a terminat și licitația. A, deci, practic, se intră în lucrări. Se intră în linie dreaptă, da. Vorbim de investiții destul de mari. 8 milioane de euro într-un oraș ca Târgu Neamț, sunt bani. Ce se mai întâmplă cu ștrandul? Pentru că am trecut prin zona, am văzut că practic sunt lucrurile acolo, dar înțeleg că ștrandul este gata zilele astea, dacă nu mă înșel, trebuia să facă recepția și să dăm drumul la procedură pentru a... Au trecut toate autorizațiile. Nu. Vorbesc de pregătirea recepției lucrărilor. După care urmează partea de autorizare pentru a da în administrare la un privat strandul și partea de autorizare. Deci sunteți hotărât să vom avea strandul. Sunteți hotărât să dați în administrare activă. Dar nu are cine să administreze. Primăria nu își permite să administreze strandul. Că acolo avem și pe lângă strand avem și acele topogane, apa este încălzită, avem 3 spații comerciale, nu ai cum ca primărie să administreze. Legea nu îți permite. Nici o societate comercială? Avem o singură societate, piața, care nu își permite la momentul de față să administreze strandul. De curiozitate, cum merge bazinul acela de not? E extraordinar de bine. Avem peste 3-400 de oameni pe săptămână. De copii, în primul rând, dar se dă și se închiriază și la... Deci vin copii, adică vor să învețe? Fără discuții, da. Avem 3 sau 4 profesori la momentul de față care... Asemenea, bazine ar trebui să existe în cât mai multe localități, nu numai la Târgu Neamț. De exemplu, într-o localitate mai mare, gen, nu știu, am amintit Săbăoanu, eu, da. Mai mare. Deci ar trebui să existe asemenea bazine în care copiii să învețe, să înoate, să... pentru că... Vă recomand să veniți într-o zi la Târgu Neamț să luați câteva imagini, să faceți un reportaj. Am fost acolo, copilaj n-am putut intra. Copilaj la câțiva anișori până la... Da, am văzut doar pe din afară și am văzut că erau, dar eram curios. Amfiteatrul l-ați mai folosit la ceva? Sau... Nu, acum îl folosim în primăvară, iarna nu poate fi folosit. La festivalul Folk va fi... Prima manifestare. Prima manifestare. După care festivalul cetății și mai avem vreo 3-4 evenimente mari în acea zonă amfiteatru. Bun, deci spital, ștrandul se termină acum, gata. Dar urmează partea cealaltă. Partea de autorizare. V-am spus blocurile de pe zona centrală, vreo 10 blocuri cu 5 care le-am terminat. Primăria a intrat în reabilitare, mai avem 2 corpuri de școală la Colegiul Ion Creangă și la Școala Ion Creangă din Humulești, unde am obținut 2 proiecte de finanțare pe fonduri europene. Mai avem ceva prin spital, tot pe reabilitare termică pe fonduri europene. Este de treabă. La Colegiul Ion Creangă, viitorul primar va avea de... La Colegiul Ion Creangă, unde este contracandidatul domnului... Candidatul la PSD. Domnului Apopi. Da. Apopi. Da. Eu mă bucur că am reușit în acești 12 ani și chiar se vede clar cele mai mari investiții din
partea asta a învățământului, în Târgu Neamț, au fost alocate pe colegii Ion Creangă. Dar asta nu înseamnă că are vreun merit candidatul actualul director de la... Că l-a gospodărit, adică... Noi ne-am ocupat de tot ceea ce înseamnă proiecte, de finanțări și multe alte lucruri, dar na, este directorul acelei instituții și îi urez succes în învățământ. Pentru că pe partea asta e greu să-l bați pe actualul viceprimar, pe domnul Popi. Și vă spun eu sigur că așa va fi. Eu chiar am rămas surprins la un moment dat. Eu am o relație foarte bună cu Genuțu, dar am rămas surprins că s-a băgat în această competiție care nu și din punctul meu de vedere și numai al meu și a prietenilor din zona mea, nu cred că trebuia să se bage el în competiția politică, dar fiind faptul că noi am fost prieteni și am fost o familie acolo în Târgu Neamț. Bine, și sunteți prieteni. Suntem, dar nu mă așteptam la domnul Petre să se bage în... să candideze împotriva candidatului nostru. Da. Haideți ca să încheiem discuția de astăzi. V-aș ruga, spuneați de 45 de primari că aveți, nu? Parcă 45. La câți vă așteptați după locale? Cel puțin 50. Asta e targetul. Nu, targetul e mult mai mult, dar cel puțin 50, sigur. Cel Dacă puțin. Mai adăugăm primarii care au venit spre noi, Rosnov, Alexandru cel Bun, Gârcina. Deci sunt 3 în plus, 48. Da. Cei care mai vin zilele următoare. Și încă vreo 2-3 care vor veni zilele următoare, ne ducem la 50. Da. Adică unde avem garanția clară că vom câștiga. Dar e posibil să depășim 50 de primari. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Știu că ați făcut un efort deosebit să ajungeți în dimineața asta. Nu pot să spui, dar a fost un efort. Ne vedem și cu alte ocazii de acum încolo. Să sperăm că discursul politic va fi cam așa, adică echilibrat și asta îmi doresc și eu. Fără atacuri, dar na, campania e campanie. Ce e scris și pentru dumneavoastră, o să vedem. Campanie e campanie, coaliție e coaliție. Da, și cel mai frumos... Guvernul merge înainte. Coaliția e coaliție, important e să-ți iei niște apărători bune la spate, da, ca să nu fii atacat pe acolo și în rest, toate bune. Mulțumesc pentru participarea la emisiune, oameni buni, mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Poți să fiți mai încolo, mulți știu că vă uitați după amiaza și seara la emisiune. Vom vedea ce vom face mâine la emisiune. Astăzi am vorbit despre PSD, despre ce face partidul. N-am reușit să stabilim încă un mercurial al primarilor, dar o să încercăm să vedem care este situația. A fost Daniel Harpa, președintele PSD. Cele bune, o zi frumoasă!